informarea studenților cu privire la statul de liberă practică și obținerea lui. Și astăzi o să vorbească de profesor Alin Sava, care este membru al Colegiului Observatorilor din România și este și șeful de catedră la Sorocie de la IT Universitate. Și o să vă dau o foaie pe care v-aș ruga să vă treceți e-mailul, adresa de mail, pentru că în curând o să facem un manual cu informațiile importante și o să-l primiți pe e-mail. Mulțumesc! Și Colegiul Psihologilor Mag este format
din, la nivel de conducere din 6 comisii. Prima comisie și cea mai numeroasă din punctul numărului de persoane cu drepturi de practic este psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie. La deci comisia 1, așa, psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie. O altă comisie la fel de numeroasă, sau aproape la fel de numeroasă, este Comisia de Psihologie a Muncii, Psihologie aplicată în transporturi și servicii. Partea de siguranță națională ordine publică,
că foarte frecvent au nevoie de această specialitate cei care lucrează în cabinete și care testează pentru, așa zis, suport portal. Adică vin oameni care au arme de foc sau vor să plătească arme de foc. Nu trebuie neapărat să fie într-o structură militară ca să faci lucrul ăsta, poți să ai plăcut un cabinet. Dar ai nevoie de un atestat în acest gen de specialitate. Bineînțeles, tot aici la Ordinea Publică Apărare Siguranță Națională sunt încadrați toți cei din structuri. Poliție, armată, jandarmerie. Dacă vă interesează genul ăsta de profesii, specialitatea aceea ar fi cea care trebuie să îndreptați. Tehnica poligrafului este o chestie aparte. Nu poate fi o specializare pe destine de domeniu de judiciar sau de poliție, dar poate fi aveți bani suficient să vă intrați în aparat poligraf și un cabinet implementat. Deci e o chestie aparte. Sunt și cel mai puțin atestate. Din cele 10, foarte puțin atestate date. Pe domeniul educațional, cred că e destul de clară diferența. Zona de psihologie educațională și consilierul vocațional merge mai degrabă în centru de județele de asistență psihopedagogică, principal, și în școli, dar în școli cred că ar fi neapărat necesar să fie dublată de o competență de psihologie clinică, pentru că dacă apar, nu știu, probleme de agresivitate, de ADHD, nu știu ce alte probleme, autism, tipice, pe care puteți întâlni în școli, acestea nu intră de, nu intră în competența absolutului școlar, ci tot în competența absolutului clinician. Pe partea de psihopedagogie specială, domeniul e foarte clar definit. Ce mai avem? Avem zona de psihologia muncii și organizațională. Aici, 99% dintre cei care și-au atestat de psihologia muncii și organizațională nu sunt neapărat dintre cei care lucrează în companii multinaționale și fac recrutare și selecție sau de sisteme. De ce? Pentru că ei nu sunt foarte interesați să intre în colegiul psihologilor, am să spun după aceea eventual și de ce. 99% sunt cei care au cabinete de psihologie și fac acea examinare pentru angajați periodic sau la angajare, apt în apt, poate v-ați întâlnit asemenea. Adică aplică foarte frecvent teste și se rezumă de cel mai multe ori doar la atât. Bineînțeles, sunt și cei care pot mai mult și atunci fac recrutare și selecție, dar 99% din activitatea cabinetelor din domeniul ăsta se rezumă la evaluări psihoaptitudinale, pentru periodice sau pentru angajare, și la partea asta de recrutare, selecție și eventual evaluarea de performanță. Psihologia aplicată în transportul, tot în cabinet o găsim, în zona privată, deci, cel mai adesea. Deocamdată legislația națională prevede examen pentru dobândire permis, cum știți, și pentru anumite categorii profesionale, care intră în zona de siguranță circulației, șoferi de autobuze, de troleibuze, adică toți cei care transportă pasageri sau substanțe și materiale periculoase. Bun. Mai este o zonă, psihologia aplicată în serviciu, unde am spus că e greu cu conținutul. Poate mai puțin, dar aș putea spune că ar fi vorba și de psihologi doar cu această specialitate. Probabil o specialitate pe care dispariți, aș putea spune. Că atâta timp când nu are un teritoriu bine definit sau acolo unde este bine definit, poate fi zona de training-uri. Nu e foarte relevantă, poate știți din legislație. Pentru partea de training-uri există un alt organism, Centrul Național de Formare Profesională, CNFPA, nu știu exact ce mai știu, atestare profesională, adulților, dar acele trainer of trainers sau trainer, abilități de formator sau formator de formatori, acele certificate sunt cele care sunt, știu, recunoscute de instituțiile statului. Nu, zona privată, dacă ești bun trainer, trebuie de scurt și fără acele certificate și fără atestat de psihologie aplicată în servicii. Iar în zona clinică,
Chirurgia clinică ar presupune, în principal, partea de diagnostic pentru tot felul de probleme posibile. Nu gândiți la chirurgia clinică doar în ideea de spital, de spital psihiatric, ci gândiți-vă la orice atestat de care ar fi nevoie în context de limită. Nu știu, caz de divorț între copil, mamă, zona, tot ceea ce înseamnă protecția copilului, tot ceea ce înseamnă diagnostic pentru, nu știu, situații de psihopatologie, ar fi cuprins în zona de psihologie. Psihoterapia și consilierea psihologică au o situație aparte. De ce? Toate cele 8 de care am vorbit anterior, ca de altfel și până la urmă și într-o anumită mână, toate cele 8 pe care am vorbit anterior, necesită până la urmă diplomă, licență în psihologie și cu un singur caz excepțional, psihopedagogia specială, în psihopedagogia specială. Orice altă diplomă nu este suficientă pentru obținerea atestat de liberă practică. Dacă întâlniți cazuri de persoane care au 50 de ani și nu au terminat psihologia și lucrează ca psihologi clinici, asta a fost pentru că nu se putea aplica retroactiv. Dar pentru toți cei care au diplomă de licență după 2004, adică după intrarea în vigoare a legii, doar cei care au diplomă în psihologie pot să obțină atestat de liberă practică, ce am zis, adică psihologie clinică, psihologia muncii și organizația transportului, educațională, laborală și mai departe. Situația diferită este pentru psihoterapie și consiliere, pentru că aici, pe lângă absolventa unei facultăți de psihologie, pot fi și absolventa unor facultăți conexe, conexe ne însemnând neapărat inginerie. Da? Dar pot să fie absolvenți de teologie, de asistență socială, de știință educației. Cred că acestea se amintesc. Sunt, o să vă arăt unde găsiți detaliile despre acestea. Și bineînțeles, în plus, aveți nevoie de acea idee de a fi înscris într-un format, într-un program de psihoterapie, de format de psihoterapie, acreditat și recunoscut de colegi. Sunt o grămadă de asemenea programe de psihoterapie, voi trebuie doar să vedeți dacă sunt acreditate și recunoscute de colegi psihologi. Cum puteți vedea lucrul ăsta, să vă arăt și acest lucru astăzi. Da, revenind la accesul colegiului. Accesul este cel mai ușor lucru de făcut. Aveți diplomă de absolvent al specializării psihologie, vă duceți la colegiu și vă puteți lua atestat de liberă practică în 1, 2, 5 sau 10 specialități, maxim, pentru că sunt 10 specialități. Pentru asta, participați la un interviu formal în care vă întreabă 1. Ce de unde ați terminat să ceați să absolviți și mai departe. 2. Dacă aveți pe cineva în supervizare. Și 3. Unde să lucrați. Nu? Sau dacă lucrați deja unde lucrați. De ce? Pentru că, indiferent de specialitatea pe care o alegeți, va trebui să vă luați un supervizor. Supervizorii sunt și ei numai unii posibili de luați. Există o listă a supervizorilor. Dau un exemplu. Pe psihologie clinică. Dacă mergeți la Comisia de Psihologie Clinică și Psihoterapie, aveți registrul 1, psihologi. Acolo se găsiți toți psihologii care au drept liberă practică în psihologie clinică. Asta ar fi mai puțin de interes pentru voi, cât probabil pentru cei care ar putea apela la serviciile voastre, cu simplu o listă completă, cu date de contact. Date de contact minimale. Că nu sunt adrese de e-mail, pentru că atunci s-ar spemui, s-ar face bănci de date și ați primit toate reclamele din lume. Dacă se și deschide, e un Excel. Nu văd de ce nu se deschide. Poate nici este Excel instalat.
cel de pe o altă comisie. Același lucru. Din păcate, nu funcționează legătura, dar e foarte simplu, deschideți un Excel, vă asigur că sunt bazele de dată. Apoi, tot aici, la registrul mic, există cabinetele și structurile de psihologie. Și acum ar fi timpul să spun de ce nu toată lumea vrea să intre în acest colegiu. Pentru că dacă trebuie să facem o statistică, probabil 15% din totalul absolvenților de psihologie ajung să intre în colegiul psihologic. Un aspect pentru care nu intră este că acea lege a psihologilor reglementează destul de strict forma juridică în care desfășură activitatea. De exemplu, dacă tu îți faci o firmă, ai o firmă, să zicem, SECE Alcool S.A., nu poți, cu firma respectivă, să desfășori servicii de psihologie către terți. Pentru că nu îndeplinește criterii. Că trebuie să-ți faci un cabinet psihologic, care este un fel de PFA, sau să dăunești un alt coleg să faci un cabinet psihologic în asociere, sau dacă vrei să faci ceva care a semnat o firmă, dar nu are cadrul în juridic de firmă, să faci o societate civilă profesională în care trebuie să stabiliți procent, cât are din acțiuni X, cât are 10 și mai departe. Pe lângă acest fapt, adică faptul că nu poți să fii angajat undeva din această perspectivă, ci ești ca avocat, deci mai un cabinet de avocatură și încerci să prestezi servicii către terți, că asta înseamnă să știi să cauți contracte, să ai clienți pe piață. Deci, pe lângă acest dezavantaj, ar mai exista un dezavantaj și anume există niște costuri implicate. De exemplu, costul pentru fiecare participant la interviu pentru obținerea de liberă practic, 250 de lei. Dacă vă duceți la 10 interviuri, în fiecare specialitate, înseamnă 25 de milioane. Bani vechi. Asta este numai costul de interviu. Dacă obțineți atestatul, ne plătiți 250 de lei, care este taxa anuală în specialitate. De ce? Ai un cabinet de psihologie a muncii și transporturilor, ai automat, în primul an, 10 milioane bani care plătești numai colegii. Deci nu vorbesc despre deschiderea cabinetului, despre bani de chirie, aparatură, teste, ci doar despre taxele legate de colegi. 5 milioane la interviu și 5 milioane bani anuali pentru cotizația anuală pentru cele două specialități. Normal că lumea nu vrea să aibă 7 specialități, pentru că ar trebui foarte mulți bani. De ce? Care ar fi varianta în care totuși poți să fii angajat și să nu ai propriul tău cabinet legal? Trebuie să faci o structură de psihologie în cadrul unei organizații deja există. De exemplu, firme în județul Timiș care știu că au structură sunt ZOPAS, mi se pare de la Sfântul Laura, în ele. Adică dacă ai foarte mulți angajați, ce mai 1000 de angajați, ai putea să faci o asemenea structură de psihologie, pentru că tu poți să prestezi servicii doar către proprii angajați, dacă este bine structurii. Dar dacă ai vrea să prestezi serviciu și la altă firmă, nu poți pentru o structură, vii să ai un cabinet sau o societate civilă profesională și mai departe. Și atunci, de ce nu se găsește lumea, de ce în colegiul dat, ar fi aceste costuri, și apoi ar fi serviciile minimale de care ai nevoie, până la urmă, de acea aparatură de psiholog. Până la urmă, ai intrat în colegiu ca beneficii. Te poți numi psiholog, adică carte de numi, să scrie psiholog, prin orice altă variantă nu te poți numi psiholog. 2. O să ai o ștampilă cu un cod personal, la fel cum au și medicii, cu specialitățile pe care le ai, pe care poți să le pui pe actele respective. Acum, unde e nevoie, de exemplu, de să ștampilă? Păi, în exemplu, psihologie clinică, cu siguranță, e nevoie în orice valoare psihologică. În domeniul muncii, nevoie pentru orice aviz pe care dai omului că ia sau un act, în transportul la fel, și în mare măsură cam atât. Adică, foarte bine, în Securitatea Națională, asemenea, pe port armă, dar, dau un exemplu, dacă faci recrutare și selecție de personal,
întreabă nimeni dacă ești neapărat surog sau dacă serviciul tău de numită ești. Poți să-ți faci o firmă de recrutare și selecție, prestezi servicii din calitate de sunt ca persoană juridică în firmă și rezultatul e deja alb. Cel mai greu nu este cu intrarea, să zicem, în sistem, dacă ar fi să revin la colegiul psihologic. Asta este dreptul vostru ca licențiați pentru, am zis, 18 specialități. Pentru cealaltă vreo mai trebuie să aveți cerci de cursuri de formare în psihoterapie. O să încerc. Mai greu este să treceți la nivelul următor. Adică nivelul următor ar fi din calitatea de psiholog autonom în supervizare, practicant autonom în supervizare, la psiholog practicant autonom. Scuze, am reușit. Sunt trei trepte. Psiholog practicant, psiholog specialist și psiholog principal. Iar cel practicant, primul pas este în supervizare, la pas este autonom. Atât timp cât sunteți în supervizare, apropo, plătiți o taxă supervizorului, de-aia este în supervizare. În mod normal, cei mai mulți supervizori se limitează la un perioadă de supervizare de un an, dar nu este obligatoriu acest lucru. Adică, dacă supervizorul consideră că voi sunteți pregătiți pentru a trece la examenul autonom, poate să vă refuze cel drept. Bineînțeles, trebuie să aibă o metodologie pentru ce vă refuză, nu așa că nu dorește el. De exemplu, poate da teste și voi repeta la acele teste să luați note mai mici decât un nivel care vă permite să mergeți mai departe. Ca să deveniți psiholog autonom, adică să deveniți independenți, până la urmă, aveți nevoie de următoarele lucruri. 1. Să dovediți că pe perioada activității de la luarea testatului până la trecerea examenului de autonom, ați avut un loc de muncă în care ați prestat activități de psihologie. Da? Deci dacă voi luați atestatul și, nu știu, sunteți în continuare agent de vânzări la o firmă, nu o să fie benefic chiar dacă aveți supervizor. Da? Deci o condiție să aveți un loc de muncă în care activitatea prestată să fie cea de psiholog. Fie prin carte de muncă dovedită, fie prin fișa postului. 2. Locul de muncă în care voi vă desfășurați activitatea să fie o formă legală de exercitare a profesiei. Adică dacă voi lucrați într-o firmă și faceți testări, din fine într-o firmă testări și în textul transporturilor, nu e ok. Că ar trebui să prestați într-un cabinet acea activitate sau, din nou, dacă o firmă de transport, nu știu, Dunca International, sau ce vreți voi, cu foarte mulți șoferi, să-și făcut o structură de psihologie ca să fie prestat. 3. Aveți nevoie ca pregătire profesională, fie de un masterat absolvit, în domeniul specialității. Această reglementare este mai nouă. Acum câțiva nu a fost, dar în 2010 s-a hotărât la nivel de colegiu, lucrau mulți care, nu știu, făceau poate masterat în psihologie clinică, dar vreau să lucreze în resurse umane sau invers, să recomandeze lucrurile acestea. Și atunci ați avea nevoie de un master în domeniul de specialitate, sau, la alegere, dacă nu vreți să urmați acel master, există câteva forme alternative care se numesc școli complementare de perfecționare, cu durata tot de 2 ani în zile, recunoscută de colegiul psihologic. Adică ideea este să dovediți că 2 ani ați făcut pregătire suplimentară și acele școli complementare, din nou, în domeniul respectiv. Din nou, fac o excepție psihoterapia și consilierea psihologică, care au regim aparte. Dar pentru că în celălalt 8, asta este procedura. De ce ar fi avantajos să urmați un master și să nu faceți o școală complementară? Din două, trei motive. Un motiv de bază ar fi că dacă nu vreți să rămâneți doar psiholog practicant autonom, ci vreți să deveniți psiholog specialist sau psiholog principal, atunci aveți neapărat nevoie de master.
să treceți la nivelul specialistă principal. Pentru psihologul practicant autonom, poate fi valabil și acea școală complementară. Un al doilea motiv ar fi că masteratul în sine e recunoscut la nivel european, un alt cadru de calificat, deci dacă vreți să emigrați sau știu eu, să mergeți în altă țară, s-ar putea ca în acele țări să nu fie cunoscute aceste școli complementare, care n-au avut de fapt un master, ci sunt doar recunoscute de colegi și colegilor, cu o formă administrativă, ci să vi se ceară un master. De exemplu, Statele Unite nici măcar master nu se cer ca să fiți psiholog clinician, trebuie să fiți și doctorat terminat în doctorat în psihologie clinică. Mai depinde de țara în care vreți să vă deplasați. În Europa, de obicei, e suficient nivel masterat. Deci asta ar fi principalele motive. Al treilea, în fine, e și motivul profesional. Oricât ați blama unii dintre profesori sau mai multe profesori, puțini dintre profesorii care ați lucrat la masterat, cu siguranță vă garantez că sunt mai pregătiți decât cine știe ce psiholog practician care în 70 n-a mai citit nimic, dar care din alte motive, pentru că și colegiul psihologilor este situat tot în România, au obținut drept de conducere a acestor școli sau de vreo aceste școli și care au trebuit într-o bună măsură, dar o chestie financiară. Adică voi primiți taxa și noi primim diploma. Deci astea ar fi motivele dificile pentru care... mai este, bineînțeles, supervizarea în sine nu înseamnă doar să dați bani în supervizor. Înseamnă să mergeți, probabil nu săptămânală, decât puteți, o dată pe lună, să discutați cu supervizorul diferite cazuri, probleme pe care le aveți. Ea se încheie un raport din partea supervizorului care trebuie să fie favorabil ca să puteți să vă depuneți dosarul. Deci, dosarul vostru pentru a obține drept de liberă practică regimul supervizor e simplu. Duceți cu diploma, nu știu, copie, cu buletin și sunt câteva elemente pe care le precizează colegiul și atât. Deci nu acolo e dificultate. Oricine are această diplomă îndeplinește criteriile de a obține drept de liberă practică în condiții de supervizare. Dificultatea este, cum zis, să treacă de la supervizare la și loc practic autonom. Acolo trebuie să vedească pregătirea profesională, care are experiență în domeniul muncii, că a fost angajat în domeniul respectiv, pregătirea din punct de vedere educațional, prin master sau școală complementară, raport din partea supervizorului favorabil și, în plus, participă la un examen care, la ora actuală, doar în cazul unei singure comisii de psihologie a Specialitatea Apărare Ordine Publică și Siguranță Națională include și o parte scrisă, în atestările. În cazul tuturor celorlalți, este un interviu purtat cu oamenii din comisia respectivă și interviul este o, cum se numește, este foarte ușoară, pur și simplu o formalitate. De exemplu, în domeniul psihologiei muncii, rata este cam 50% de obținere. Adică din 40 de persoane care sunt chemate la interviu, am jumătate nu reușesc să ia acel interviu. Ce este prezentația respectivă în funcție de la care se recomandă să se facă o specializare, se recomandă să acumuleze experiență de 15 luni și sunt chemați după 3-6 luni la o nouă centrală. Și tot așa. Nu vi se interzice dreptul de a participa la aceste examene. De ce ai vrea să treci mai departe? De ce te-ai mulțumit să începi doar cu psihologul practicant autonom? Pentru că, pe de-o parte, există unele beneficii financiare dacă ești psiholog specialist sau principal în anumite specialități. Dau exemplu psihologia muncii, care cunosc cel mai bine. Poți să devii supervisor. Dacă devii supervizor, poți să-i supervizezi pe alții. Asta înseamnă că poți să ai o bază mai largă de obținerea veniturilor din tineri care doresc să obțină, de la tineri care doresc să obțină atestatul de bărbat. Apoi, în alte domenii, tot așa, aș da un exemplu, sugea transporturilor,
anumit gen de examinări nu le puteți face. De exemplu, examinarea pentru siguranța circulației nu puteți face din calitatea voastră de psiholog autonom sau psiholog practicant în supervizare. Aveți nevoie de experiență și de titlu de specialist. Și așa mai departe. Sunt mici bonusuri, aș putea spune, pentru care puteți trece pe o treaptă la alta. Ca să ajungeți psiholog specialist, după ce ați devenit psiholog practicant autonom, aveți nevoie de cel puțin 5 ani experiență, nou dovedită, și aveți nevoie de niște credite profesionale continue. Din asta cred că ați și grupele voastre de discuții și afișele sunt bine, tot felul de asociații, fundații, universități organizează cursuri cu credite la Colegiul Psihologilor, 10, 15, 5 mai departe, conferințe de asemenea prioritate de Colegiul Psihologilor. Toate acestea se strâng, din nou contează specialitatea. Adică, dacă aveți nevoie de 10 credite pe an per specialitate și aveți 3 specialități, trebuie să strângeți 30 de credite pe an și acele credite nu sunt trebuie să fie oricare. Dacă aveți pe psihologie clinică, trebuie să fie pe activități sau workshop-uri de psihologie clinică. Dacă aveți pe psihologia muncii, zona de psihologia muncii și așa mai departe. La ora actuală, cum am spus, noi avem niște statistici destul de clare, doar cam 15% din absolvenții de psihologie s-au înscris în Colegiul Psihologilor. Majoritatea din aceștia au mers pe 3 direcții, 4, da? Dacă ar fi să spun așa procentual, probabil din cei care și-au luat un atestat de liber practică, am 30% au domeniul psihologiei clinice, 25% în psihologia muncii și organizațională, 20% în transporturi și 15% apărare, ordine publică și siguranță națională. Restul sunt nesemnificative și mai multe lucruri. De exemplu, psihologii care ar putea să-și ia un atestat liber practică în domeniul vocațional și consideră vocațional. Ei, în principiu, sunt angajați la stat. Dacă sunt angajați la stat și în structura școlii, nu vreau cum să testeze. Adică sunt puțin viabile cabinetele particulare în acest domeniu. Nu spun că ne-ar putea să fie, dar e o viață foarte bună și s-ar putea dezvolta, cu siguranță. Sunt puțini care și-au domeniul educațional sau în studiile aceste speciale, cei mai mulți și-au cei care fac de cont propriu aceste cabinete. Legat de Colegiul Psihologilor, aș vrea să mai zic câteva lucruri care nu țin neapărat de obținerea de stat, dar de forma lui de organizare. Aici, de exemplu, în Timiș, există o filială a Colegiului Psihologilor care alungează 3 județe. Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Există un afiș la cabinetul 509, nu știu să vă spun exact datele, cu orarul de funcționare a filiale. Deocamdată filiala este în statea de veste, să zic așa. Este o persoană, Iulia Crișan, cu care ați și făcut o parte dintre voi seminarul de psihopatologie, secretarul filialei Timiș. Ea se ocupă de adunatul dosarelor, trimisul la București, nu știu, anunțarea cursului și departe. Nu, niciun examen nu se dă la Timișoara sau, în fine, la Consiliul Regional al filiale, toate sunt la București. La București, odată la 4 ani, are loc o convenție națională în care participă reprezentanții filialelor, deci nu merg chiar toți psihologii că se anumă în București de psihologi, și merg un număr proporțional cu numărul psihologilor filiale. De exemplu, la Timiș au fost, cred că, ultimele alegeri, vreo 300 de psihologi, parcă, și au mers vreo 30 de persoane, din 1 la 10, 30 de persoane s-au întors la București. Aceștia au ales conducerea colegiului persoane din comisiile de aplicative. În afară de cele 4 comisii aplicative, mai există 2. Una este comisia de deontologie. Ea funcționează pe bază de sesizări, adică dacă aveți un coleg în practică care considerați că încalcă
norme deontologice, nu face examinări și dă avize doar ștampila, se examineze, sau știu, practică, plăți de dumping, pe care nu are cum să-și le justifice, sau încearcă să le scoată de piață prin mijloace neortodoxe, teoretic, astfel de cazuri ar putea să fie justat. Nu numai colegii își reclamă pe ceilalți colegi, și beneficiarii serviciului. Adică dacă sunt părinți nemulțumiți de serviciile voastre, clienți nemulțumiți de serviciile voastre, tot la Comisia de Deontologie ajung acele SZ, sunt judecate și funcție de ele devin sancțiuni. Sancțiunile celor legate ar fi cele care vă interzic dreptul de liberă practică, în întâlnirea de timp sau definitiv, retragerea dreptului de liberă practică. O a șasea comisie, ultima, să zicem așa, nu are atât de mult treabă cu psihologii, dreptul de liberă practică, e vorba de comisia metodologică, și cu producătorii de teste, mă refer cei care vând și au dreptul de utilizare a probelor, care ar avea avantajul de a-și aviza probele. Similar cum a venit, știu, la colegiul medicilor sau colegiul farmaciștilor să avizeze anumite produse. Acest lucru, deocamdată, are un caracter facultativ, adică nu ești obligat ca producător de teste să-ți avizezi produsele instrumentul la colegiu, dar este un element de marketing și chiar funcționează. De exemplu, știți că și DECAS-ul, cu probleme în rezultatul, a fost avizat la colegiu și a contat lucrul. Adică, la început, mai ales nefiind o probă cunoscută, au întrebat, este avizat, după ce a câștigat deja piața, n-a mai constituit o întrebare acest lucru, dar gândesc că, mai ales dacă sunt probe noi, contează și element de marketing. Da. În timp, se tinde către acceptarea spre utilizare de profesor și doar a propriilor avizate de colegi. De altfel, nu am avantaj să ai o probă avizată la colegi, este atunci când tu încerci să-ți constitui un cabinet. Adică dacă îți constitui un cabinet psihologic, pe lângă faptul că depui diploma, atestă că tu ai atestat de practică de specializare, sau alți angajați pe care ai același lucru, trebuie să vedeți și alte cerințe de spațiu, de instrumentar. Și prin rol de instrumentar poți să vii să spui că utilizezi un Freiburg sau CPI sau DECAS și tu să nu ai licență în funcție respectivă. Și nu poți să vii să spui că utilizezi doar Praga și Kreppelin, să zicem, probe mai vechi care nu beneficiază de vreo protecție a dreptului de copyright, pentru că nu sunt copyright. Cred că pe partea asta introductivă am încercat să trănez destul de bine o viziune ce aș vrea, cum aș vrea întrebări punctuale. Spuneți că voi aveți, fiecare dintre voi, citit poate anunțul din e-mail, a ales nu pentru imagine de ansamblu, că este din anul 2-3 master încercări, pentru că mai vreți să aflați niște elemente suplimentare și dacă în cazul acestui interes suplimentare vă pot răspunde, îmi face plăcere. Da. Care se cer în psiholog clinician, dar
furnizori. Și eu nu știu, la ora actuală, pe zona de psihologie clinică, nu supervizor la magistratul de psihologie clinică și consiliere, că sunt câțiva gen haideți că din membrii comisiei mă duc aminte. Membrii comisiei de psihologie clinică, Apostol Virginia, în fine, cea care Virginica, probabil asta e România, dar este un psiholog care știu care drept de supervizare la psihologie clinică. Sunt foarte puțini în județul Timiș, nu știu din ce motive, nu știu dacă lucile din Timiș al alții, nu? Dar majoritatea pe psihologie clinică nu sunt în județul Timiș, nu sunt supervizori. Prea mulți. Asta nu e o problemă, în sensul că trebuie să te deplasați în alte părți, puteți să vă luați, dacă nu găsiți supervizorul domeniu în județul Timiș, cu siguranță găsiți în alte județe, supervizor și puteți să fiți la ei. Am spus că supervizarea nu e ceva care trebuie să fii prezent zi de zi acolo. O să fie o loc de întâlniri lunare sau o să fie și un intervenire, atât din când se întâmplă lucrurile spre tine, care îți prezinți, pe de-o parte, probleme, cazuri, știu, situații, cum să le rezolvi. Da? E un fel de tutorial. Pe altă parte, supervizorul, într-un fel, ar trebui să se asigure că tu știi elementele minime pe care ai nevoie pentru interviu. Pentru că la interviul pentru autonom, când te întreabă, există o temată. Și dacă e un supervizor care își face treaba, se asigură să vadă la cel care este supervizor, știe acest lucru. Deci nu este, din ce știu eu, partea de practică, nu este partea de supervizare inclusă. Eu cred că este o chestie preluată, nu știu, acum am avut și o contribuție la acest master de psihologie clinică și consiliere, măcar la nivel de unirea lui, dacă nu un alt de. Și ținând cont că mă înțeleg foarte bine și am o direcție clară orientată și trebuie să o spun spre zona de psihologie clinică făcută la plus, zicem, ceea ce face Daniel David, am încercat să reproducem ideea de master de acolo. Ce încerc să spun era că ei, la masteratul de acolo, tu ai ca un personal care are drept de supervizare în psihologie clinică. Ca să ai drept de supervizare în psihologie clinică, trebuie să ai primul în specialitate de psihologie clinică și după ce ai specialitate, să fii măcar psiholog specialist sau la primul principal în psihologie clinică. Ori la noi, din păcate, nu există. Noi avem ce avem pe zona de consiliere și pe psihoterapie, acolo știu că sunt mai multe persoane în Timiș, e foarte bine, nu mai bine acoperită, dar zona efectivă de psihologie clinică, recunoscută la nivel de colegi, nu este. Da, e o informație pe care merită să o confirm, după ați spus, pentru că nu este specialitatea mea, zona de psihologie clinică, să spun foarte clar cum stau lucrurile. Da. Nu neapărat. Cum poți să mergi cu dosarul fără să ai niciun supervizor? La unele comisii, adică spune, în toate comisiile, sunt în general persoane cu experiență. Toate cam au și drept de supervizare. Și dacă tu nu ți-ai găsit cu supervizor pe atunci, cu siguranță îți vor oferi o posibilitate, pentru că e și un interes al lor de a avea cât mai mulți în supervizare, că un calcul matematic simplu. Ai 10 oameni și dacă fiecare dintre ei 2 milioane jumate, e 25 de milioane. Dacă nu ai 10 oameni și ai 30 de oameni, e 75 de milioane mai din supervizare. Da, deci e o afacere de-a dreptul economică să fii persoană